În România, circa 2000 de minori de la sugar la adolescenți au primit deja diagnosticul de COVID-19. Majoritatea s-au infectat de la membrii familiei, iar alții din comunitate la petreceri ori în mijloace de transport. Medicii susțin că, deși de cele mai multe ori fac forme ușoare de boală, copiii pot transmite virusul celor din jur. Simptomele COVID-19 la copii sunt similare gripei și constă în febră, tuse, seacă, dureri în gât ori, dureri de cap, diaree. Există însă și cazuri asimptomatice. În județul Sălaj, de la deputul pandemiei, 41 de copii au fost depistați pozitiv, cel mai mic pacient având doar o lună, potrivit unei centralizări a Direcției de Sănătate Publică Sălaj. Doar doi dintre micii pacienți sunt internați, ambii prezentând forme ușoare de îmbolnăvire.